Să deschidem Sfintele Scripturi, la Evanghelia după Ioan, la capitolul 1. Și să citim de la versetul 19 până la versetul 34. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, începând de la versetul 19. Mărturia lui Ioan Botezătorul. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: Tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este El Hristosul. Și ei l-au întrebat. Dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis, nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns, nu. Atunci au zis, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustiu neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimiși erau din partea fariseilor. Ei au mai pus următoarea întrebare, atunci de ce botez dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se, este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. Amin. Păi vi să reocupați locurile. Prima duminică anului și ne punem întrebări de tot felul legate de ce va fi. De ce nu în seara aceasta au întrebări chiar existențiale? Am să mă refer în această seară la un examen pe care Ioan l-a dat în fața autorităților religioase ale vremii. Spune Scriptura că iudei au trimis o comisie să-l evalueze pe Ioan. Și nu orice comisie. Biblia spune că erau preoți și leviți. Și mai jos spune erau trimiși din partea fariseilor. În vremea aceea fariseii erau cea mai îngustă cale a iudaismului. Era un echivalent al pocăiților de astăzi. Cred că n-a fost ușor pentru Ioan să răspundă la întrebări. Examenele în viață sunt foarte grele. Mai ales când în fața ta stă o comisie înfricoșătoare. Mi-am de o prietenă care spunea că la examenul de școală de șoferi a fost atât de emoționată de faptul că era polițistul în dreapta, încât n-a văzut nici măcar semaforul roșu. La examen a trecut pe roșu. Și era o fată cu școală. Nu era o problemă că n-ar fi știut, n-ar fi culorile, n-ar fi înțeles regulile de circulație. Dar întotdeauna când suntem în fața unei comisii serioase, avem emoții. Parcă mi-l imaginez pe Ioan, intrând la examen în fața comisiei, și Ioan trage un bilet. Pe bilet două întrebări, la care vreau să răspundem în seara aceasta și aș vrea să răspund și tu. Este un examen care pare banal la prima vedere. Dar când intri în adâncimea lucrurilor, îți dai seama că examenul ăsta e chiar complicat deschide am biletul în fața comisiei și prima întrebare, cine ești? Și a doua întrebare, tu ce faci? Cu ce te ocupi? De aceea mi am pus eu întrebarea aceasta, tu cine ești? Și a doua, tu ce faci pentru Dumnezeu? Dacă vreți să dăm un titlu mai sofisticat, identitate și vocație. O întrebare grea pentru orice soi de creștin. Cu atât mai mult în vremurile noastre când unii creștini au devenit foarte, nu știu, noi numim consumatori, foarte confuzi. Cine sunt eu de fapt în biserică? Care este identitatea mea în Hristos? Și mai ales, întrebare și mai grea, ce fac eu pentru Dumnezeu? Care este chemarea sau vocația mea? Ioan a trecut examenul cu brio și aș vrea să ne inspirăm puțin din examenul trecut de Ioan în fața acestei comisii trimise de farisei. Hai să mergem la prima întrebare. Avem două puncte astăzi la predică. Întrebarea numărul unu. Cine ești? Care este identitatea ta? Și se pare că această comisie e foarte insistentă. Întrebarea se repetă obsesiv, de trei ori. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și să-l întrebe. Tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. -a, a mărturisit că nu este El Hristosul. Nu i-a mulțumit răspunsul. Și ei l-au întrebat, bun, dar cine ești? Ești Ilie? El a zis, nu sunt. Ești prorocul? El a răspuns, nu. Atunci au zis, dar cine ești? Vreți, oamenii erau foarte interesați să știe din moment ce faci lucrarea asta, spune-ne care este identitatea ta, că nu oricine se poate trezi într-o zi să s apuce de botezat. Trebuie să fii cineva ca să botezi. Știți ce îmi place, dragii mei, la Ioan? Ioan nu ezită. Ioan știa bine cine este. Cu o detașare, cu o relaxare care se poate citi printre rânduri, Ioan nu are confuzii, nu are criză de personalitate, nu, nu trăiește un fel de schizofrenie spirituală. Păi știi, Domnul m-a chemat să fac și din aia și din aia și de toate și de nimic. Ioan răspunde cu claritate și știe foarte clar. Eu sunt trimis să botez, eu sunt cel, glasul care strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Da? Răspunsul este foarte categoric. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Le dă și trimitere în Biblie. Dacă vreți să știți cine sunt eu, Citiți la Isaia, capitolul cu tare, versetul cu tare. Eu împlinesc versetul acesta, m-am născut cu această identitate, sunt glasul din Isaia. Există foarte mulți creștini care au criză de personalitate. Nu știu cine sunt. Nu știu care le este menirea. Au conflictele untrice. Astea duc la conflicte exterioare. Să știți că în biserică n-ar exista niciun conflict interrelațional dacă fiecare membru ar ști cine este și ce are de făcut. Adică în Biserica lui Hristos mădularele sunt unice, nu-i ca la medicină, doi sau trei pe un loc. Când doi sau trei se bat pe un loc, unul nu înțeles care este locul. Tu cine ești? Care este primul lucru pe care îl gândesc oamenii când spun numele tău, da? Cine este Ion Popescu, Emi Fedur? Ce le trece oamenilor prin cap când se pomenește numele tău? A, domnul acela care este un om de succes în afaceri? Asta nu este chemare. Asta se pune la CV pentru o angajare. Domnul inginer, Inginer este o meserie, nu o chemare. Omul acela care se descurcă bine, știu eu, în domeniul cu tare sau cu tare, ce este în mintea oamenilor atunci când îți numele? O, fratele cutare din comitet. A fi în comitet nu este o chemare, este o funcție. Chemarea este altceva. Și oriunde ai fi în biserica asta, tu ai o chemare și ai o identitate, dincolo de orice funcție pe care o ocupi în biserică sau în afara bisericii. Și te întreabă Dumnezeu și pe tine seara asta, la început de an, sunt întrebări la început de an, examene de început de an, la prima cină, la primul, prima duminică, la început de an, care este chemarea ta, cine ești și la ce te-a chemat Dumnezeu. Dacă nu știi cine ești, și mai ales, nu știi ce ai de făcut în trupul lui Hristos. Ai o mare problemă, drag creștin. Și în seara aceasta, Dumnezeu te cheamă să te verifici serios. Și să-ți răspunzi în oglindă. Sunt X sau Y și sunt chemat de Dumnezeu ca să fac asta. Hai să vedem câteva gânduri legate de lucrul acesta. Îmi place foarte mult că fratele nostru Ioan elimină orice dubii. În primul rând, l-au întrebat, Ioane, nu cumva ești tu Hristosul? Ioan avea ocazia să se înalțe puțin, ar fi putut lua jackpot-ul. Da, domne, eu sunt Hristos. Ioan din Star spune, nu cumva să credeți, nu sunt Hristos. Ioan nu vinde imagine, Ioan are păreri cumpătate despre sine. Îl întreabă mai departe, bun, bun, dacă nu ești Hristosul, merge mai jos, ești cumva Ilie? Și el zice, nu sunt. Mă surprinde modestia lui, ar fi putut să spună, știți, ă, sunt și eu un pic de Ilie. Totuși, dacă stăm să citim în Biblie, nu sunt Ilie ăla din cartea cronicilor, a împăraților, nu, dar sunt Ilie ăla din Maleahie, că până la urmă era Ilie care trebuia să vină. Ar fi putut să spună un pic de credit și pentru fraților, știți, ă, da, sunt un fel de Ilie, să știți. Ar fi putut să tragă un pic de imagine, un pic de etichetă, că până la urmă era Elie și spune nu, nu stă să dea explicații. Știți, eu sunt prorocul care vine în numele cu pute Duhul și puterea lui Ilie sau ca și Ilie. Nu, spune, nu sunt Ilie. Nu vrea să ia niciun pic de credit mai mult decât îi se cuvine. Bine, bine, dar atunci dacă nu ești Ilie, întreabă, îi merg mai jos, nu cumva ești prorocul? Frații mei, ar fi putut spune, știți, un pic de proroc totuși. Că era proroc. Ba chiar iisus a spus că a fost cel mai mare proroc. Ce spune nu? Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea lui Dumnezeu. La atât m-a chemat Dumnezeu, că alții mor numi Ilie, că sunt și proroc, că Isus va spune că sunt cel mai mare proroc. Eu știu despre mine că am venit ca să predic Evanghelia și să botez. Dragi creștini, nu lăsa oamenii să aibă impresii greșite despre tine. Primul gând pe care îl desprind despre identitate, foarte important, imaginea de sine trebuie să fie realistă. și șesororor predic din nou aceleași lucruri, se repet oarecum cu penultima predică, nu dai impresia nimănui că ești mai mult decât ești. Învăță de la un om al lui Dumnezeu ce înseamnă să fii cumpătat în ce privește imaginea de sine. Predicam acum câteva săptămâni că nu trebuie nici să ne subestimăm. A, nu, eu sunt nimic, sunt nimeni, sunt un gunoi, Domnul. Spiritualizarea asta e ieftină. Ioan recunoaște cine este și spune și dă și verset, da, Dumnezeu m-a chemat să fac lucrarea asta specifică, ăsta sunt. Dar nu încearcă să se dea mai proroc decât era, un pic de Hristos, un pic de Ilie. Ioan nu vinde imagine, nu aleargă după imagine, ci Ioan are o părere onorabilă despre sine. Dumnezeu să ne dea puterea. Să ne vedem corect în oglinda scripturilor. În oglinda chemării noastre. Să știm cine suntem exact. Nici mai mult, nici mai puțin. În acest sens, dați-mi voie să citeți câteva versete. În Romani, în capitolul 12, mi se spune aici, în versetul 3, prin halul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Ce frumos! Zice Pavel aici, să n-ai o părere mai înaltă decât se cuvine, să ai simțiri cumpătate, ce frumoasă expresie, să ai o părere cumpătată despre tine și cine ești. Și spune aici Pavel, potrivit cu măsura, da? Adică până la urmă, frate și soră, dacă ne uităm în oglindă, Știm că orice om are o măsură. N-are rost să copiezi un predicator. Nu trebuie să suferi că nu ești ca alții care au fost înainte ta sau după tine mai tine și poate că sunt mai buni decât tine. Nu trebuie să te compari cu un alt dirijor, cu un alt vorbitor. Nu trebuie să ai complexe de niciun fel. Și n-ar trebui nici măcar să te chinui să câștigi credit de imagine. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu dă potrivit cu măsura pe care El însuși o stabilește. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Nu cumva vrem să ne luăm puțin credit mai mult decât avem? Spunea în altă parte Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 10, un alt pasaj relevant legat despre imaginea de sine, 2 Corinteni, capitolul 10, putem să citim versetul 12 și 13. Negreșit, nu avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Hai să vedem cine sunt cei care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră. Vezi, iarăși cuvântul măsură. N-ai cum să te umfli, că se vede măsura. Știți că sunt băieții care când trec pe lângă o fată, trag aer în piept și încearcă să pară mai mare. Sunt penibili. Se umflă așa și umblă ca niște cocoși, da? E așa, cât poți să ții aerul în tine, nu? Ești cât ești. Și spune Pavel, noi nu ne lăudăm dincolo de măsură. Știți care este greșeala oamenilor care sunt lăudăroși? Se compară cu ei înșiși. Asta spune Pavel. Păi și normal că dacă te compari cu tine ești cel mai bun. Păi nu? Eu comparat cu mine însumi sunt la 100% din capacitate. Sunt exact cât bine, nu? Matematic vorbind. Oameni care se compară cu ei și întotdeauna li se pare că sunt cei mai buni. Să spune Pavel, nu. Cine se compară cu sine însuși și se și laudă, este fără pricepere. Să le dea Dumnezeu putere să învățăm să fim smeriți și să nu încercăm să obținem Imagine. Imaginea de sine să fie cumpătată exact așa cum ne-a dat Dumnezeu măsura. Rămânem la cuvântul cheie, măsura. Care îți este măsura pe care ți-a dat-o Dumnezeu și pe care n-ai cum să o întreci prin antrenament sau prin știu eu ce, speculații? Amintesc că eram mai tânăr și nu eram căsătorit, fiind evanghelist. În unele biserici, frații ziceau, fratele păstor Emi Fedor, eu nici diacon, nici prezbiter, nici căsătorit. Dar credeți că vreodată am zis că nu e așa? Vorba aceea, Doamne iartă pentru ce o zis și iartă-mă că mie mi-au plăcut. Treceam drept păstor în fața unora când eram foarte tânăr, tare mai plăcea. E, se poate întâmpla ca în viața noastră unii ori să încercăm să trecem un pic mai mult decât suntem. Hai să învățăm de la Ioan să tăgăduim, să nu, nu sunt nici Hristos, nu sunt nici Ilie, nu sunt nici marele proroc care credeți voi, sunt doar un glas. La asta m-a chemat Dumnezeu. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Domnul să dea smerenie, zic asta în contextul acesta în care avem și noi oameni cu mărturii spectaculoase, transformați în vedete, nici nu s-au pocăit bine și plimbăm ca și ursul cu circul, unii dintre ei nici măcar nu rezistă popularității, sau unii copii minune, mari talente care ajung pe la televizor și care se strică. Mi-a arătat cineva, un tânăr creștin, care cu ani în urmă ascultam cântând niște piese creștine fenomenale. Un talent al unui copil de vreo 12 ani mi-a arătat ultimul videoclip, m-am înfiorat. Acest tânăr evanghelic s-a dus în nas, este homosexual astăzi, avea un videoclip demonic, am închis după primele secunde, n-am rezistat să văd ce a ajuns un copil din biserică, împins prematur în ghearele popularității care distruge. Dumnezeu să ne păzească de pericolul acesta al căutării popularității. Spune și noi ca Pavel în Ticorinteni 15 cu 10, prin harul lui sunt ce sunt. Cât îs? Prin harul lui Dumnezeu sunt atâta cât sunt. Mergem mai departe. Vreau să observăm ceva, dragii mei. Ioana a fost și criticat și lăudat de aceiași oameni. Și vreau să învățăm un al doilea lucru legat de identitate. Identitatea noastră nu depinde nici de critici, ci nici de laudele oamenilor. Suntem tot atât. Fie că ne critică mulți, fie că ne laudă mulți. Nu ne crește cu niciun pic măsura prin faptul că suntem lăudați și nu ne scade că suntem criticați. Ioan nu se lasă influența nici de laude și nici de critici. Uitați-vă la preoți, interesant, oamenii nu te lasă în pace. La început îl înalță. Nu ești tu cumva Hristosul? L-ar fi urcat un pic. Mă, ai putea fi, uite, arăți. Nu ești tu cumva Ilie, ai așa parcă alură de Ilie. Oamenii la început îl umflă puțin. Nu ești cumva prorocul. Eu cred că tu ai putea să fii un mare proroc în Israel. Și eu am spune nu. E că când văd oamenii că Ioan nu se lasă lăuda și umflat în pene, Începe parte altă. Atunci de ce botezi? Cine te-a pus pe tine să botezi? Dar cine te crezi tu? Oprește-te, Domnule! Vedeți, oamenii niciodată nu-ți vor da pace. Sau te vor lăuda peste măsură, sau te vor critica nepermis de mult. Pentru că diavolul vrea, fie prin laude, fie prin critici, să-ți distrugă încrederea în chemarea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu. Dar mă uit cu drag la acest Ioan și îmi dau seama că Ioan nu este intimidat nici de laude, nici de critici. Rămâne încredințat că este ceea ce a fost chemat de Dumnezeu să fie în lucrare. Găsim un pasaj și mai greoi. În moment în care Ioan este mai încercat, o comisie mai, aș spune, vicleană, întrebări mai perfide, dăm două pagini și în Ioan, în capitolul 3, găsim o altă circunstanță, în care spune cuvântul aici, în Ioan, capitolul 3, zice cuvântul așa, începând versetul 22. După aceea, Iisus și ucenicii lui au venit în Sfântul Iudei și stăteau acolo cu ei și boteza. A început să boteze și Iisus. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați. Căci Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Se naște o lucrare paralelă, mai boteza și Isus. În paralel cu Ioan, Isus botează pentru o vreme. Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățire. Au venit deci la Ioan și i-au zis, învățătorule, ce test greu, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu. Iată că botează și el, adaug eu. Și toți oamenii se duc la el. Vezi critică? Tu nu vezi că pleacă oamenii? Tu nu vezi că nu mai ai succes? Uite că la Biserica numărul 2 se botează mai mulți. Toți oamenii se duc la el. Ești conștient, Ioane? Critică! Demoralizatoare! Ioane, oprește-te! Nu mai ești cine ai fost! Nu te mai crede un mare botezător! Mai și porți numele de Ioan botezătorul. Tu nu vezi că mai mulți botează Iisus ca tine? Dar răspunsul lui Ioan mă impresionează și m-a impresionat din totdeauna. Ascultați ce spune un mare om al lui Dumnezeu. Drept răspuns, Ioan a zis, omul nu poate primi decât ce este dat de sus. Iarăși merge Ioan la măsură, oameni buni, nici nu contează cât să botează la numărul 2. Eu atât am primit de la Dumnezeu. Și nu sunt frustrat că există un predicator mai bun ca mine și nu sunt dezamăgit că altcineva este mai bun în ce privește lucrarea de profeție. Mai folosi de Dumnezeu cântare, Nu! Omul nu poate primi decât ce este dat de sus. Și continuă Ioan și spune acolo, atât de frumos, voi îmi sunteți martor că am spus, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Și mai jos spune El, versetul 30, trebuie ca El, trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Cred că Isus a zis despre Ioan că a fost cel mai mare om din femeie născut. Pentru că omul ăsta mare a știut să se facă mic. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Omul acesta acceptă pentru un moment că nu mai botează ca altă dată. Și nu se lasă intimidat de faptul că nu mai este apreciat. Omul nu poate primi decât ce este dat de sus. Obișnuiesc să dau un exemplu, cred că l-am mai dat și în locul acesta. Legat de măsură, compar eu lucrul acesta, măsura spirituală de lucrare, cu categoriile de la box. Cu toții știm că în box nu sunt un mare fan, dar știu lucrul acesta de la prieteni care au făcut box. În box oamenii se bat pe categorii. Niciodată nu se vezi un om de 2 metri că boxează în ring cu un bărbat de 1,70. Niciodată. Pentru că există lupte pe categorii, dacă ești mai mic, nu pentru că n-ai mâncat destul, așa ești tu, așa te-ai născut, așa sunt genele tale. Dacă ești mic, slăbuț, intri la categoria muscă. Tu te bați cu oia ca tine, cu muștele. Dacă ești un pic mai vlăjgan, ai mâncat mai bine, ai avut părinți mai, cu o genetică mai impresionantă, intri la categoria ușoară sau, știu eu, semigrea. Și dacă ești de mare, de 2 metri, și așa ești tu, că de la grădiniță ai fost așa mare cât un măgăruș între ceilalți. Nu că ai fost tu mai tare. Te-ai născut cu o capacitate fiziologică mai mare, mai bună. Ai crescut la 2 metri, dom'le, tu te bazi la categoria grea sau super grea. Atunci, de ce din punct de vedere spiritual vedem câte e unul de la categoria muscă, că să tot îndeasă și el la categoria grea? Vrea și el acolo în față, copiază de pe internet și el niște predici, niște fraze, se agită, copiază, nu știu, vocea, timbru, strigătele, gesturile. Frații mei, pot să spun ce cred. Categoria se vede din avion. Dacă ești muscă, să știi că se vede că ești muscă. Nu încerca să pozezi în... Că nu, că se vede, că ești, atâta ești, frate. Ce mare lucru să mă uit în oglindă și să înțeleg că omul nu poate primi decât și-o dat Dumnezeu. Și dacă nu mi-o dat, nu se poate cumpăra de la filială, nu se poate cumpăra de la comitet, nu se poate cumpăra de la institut, nu se poate cumpăra de nicăieri. Pentru că Dumnezeu investește diferențiat în oameni după sfântă voia sa. Și suntem în siguranță câtă vreme darurile împarte Dumnezeu și nu noi păstorii, în oameni cu titluri, mulțumim Domnului că încă de 2000 de ani, cel care dă daruri după cum voiește este El Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ioan nu se lasă influențat de, nici de critici, nici de laude. Uitați-vă dumneavoastră când a început lucrarea, mergem acum nu la farisei, ci la mulțimi, la mase. În Matei 3,5 spune cuvântul așa, Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Ierusalimului au început să iasă la el. În prima etapă a slujirii, masele îl adulau. Toată lumea ieșea la el. Ioan era pe prima pagină a ziarelor. Toate fotografiile erau cu el, noul proroc care botează. Și veneau oamenii cu duiumul. Masele te pot nenoroși. Mare lucru să poți să fii neinfluențat de mase. Cunosc slujitori contemporani, chiar nu spunea cineva astăzi despre un mare predicator din România care unde ajungea, oamenii pupau mâna și la atingeau și a ajuns să dea cu nasul de pământ pentru că masele nenorocesc oamenii lui Dumnezeu. Și pe toți oamenii lui Dumnezeu îi rog în numele Domnului Iisus, feriți-vă de marele laude ale maselor că astea nu fac decât să distrugă. Eu vreau să vă întreb ceva. Câți din ăștia, de la masele astea, din masele astea de oameni, câți dintre ei au fost la mormântarea lui Ioan? Niciunul. A fost îngropat. Ca un tâlhar de o mână de ucenici. A scăzut în popularitate dramatic și a murit ca un anonim. Dar și-a urmat chemarea până în ultima zi. Pentru că această chemare, această identitate în Hristos nu-i dată nici de aprecieri, nici de critici. Este dată de măsura care ți-o dă Dumnezeu. Despre Irod se spune că Irod a asculta cu plăcere, se pomenea aici de nu de mult. Venea la evangelizare, îi plăcea. Am avut și noi un primar la Arad care venea la toate evangelizările, parcă era Irod, mi-amintesc, se preda la fiecare evangelizare în sate, cred că s-au predat de zeci de ori, mai ales în vremea când era campania electorală. Dar nici în zi de azi nu-i pocăit cu adevărat. Așa era Irod, un fel de primar de ăsta care uh, venea cu plăcere la evangelizare. Dar vreau să vă întreb înaintea lui Dumnezeu, înaintea Scripturilor, cine i-a tăiat capul lui Ioan? Cel care l-a umflat și l-a lăudat. Îl respecta ca pe un mare proroc și l-a ascultat cu plăcere. Un fel de al vremurilor. Și venea Irod cu alai să-l asculte. Și tot Irod i o tăiat capul. Pentru că, dragii mei, chemarea noastră și identitatea noastră nu trebuie să fie ancorată în aprecierile oamenilor. Oamenii care te înalță îți pot tăia capul mâine. Dar învățăm de la un sfânt în această zi că trebuie să știi bine cine ești și să nu te lași influențat, nici doborât nici prea umflat, de ceea ce spun oamenii. Identitatea ta este ancorată în Hristos care te-a chemat. Slăvit să fie numele Domnului. Merg mai departe și vreau să mai observ ceva din spusele lui Ioan, mai desprindem ceva legat de identitate. două 26, apoi mai departe. Drept răspuns Ioan le-a zis eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei lui. Și continuă Ioan. A doua zi Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Adică până la urmă, nici nu mai contează că sunt proroc, că sunt un mini-Ilie, că sunt un neo-Ilie, că sunt un mic Hristos sau nu sunt, că sunt glasul din Isaia, eu am fost chemat să-L prezint pe Hristos, zice el. Nu vă concentrați atenția asupra mea, zice el. Hai să trecem de la examenul ăsta al identității mele. Eu, până la urmă, indiferent cine sunt, am venit ca el să fie cunoscut lui Israel. Dragii mei, în Ultimul rând, până la urmă, legat de identitate. Identitatea noastră ultimă este tocmai asta. Suntem niște reflectoare care ar trebui să bată pe Hristos. Și dacă sunt păstori, și dacă sunt proroc, și dacă sunt cântăreți, până la urmă, sunt niște identități relative legate de poziția mea de slujire, de o chemare, dar toți avem aceeași menire ultimă. Și cel care cântă, și cel care predică, și cel care prorocește. Suntem niște reflectoare care trebuie să-L prezinte pe Hristos oamenilor. Amin? Și câtă vreme aduc lumina asupra mea și câtă vreme mă, mă scot pe mine în evidență, eu mi-am pierdut menirea ultimă. Fie că sunt proroc, repet, predicat -o sau cântăreț, eu mi-am pierdut identitatea și n-am înțeles nimic din chemarea mea. Chiar nu sunt nimic dacă sunt un profet. Profetul este chemat să-l prezinte pe Hristos. Predicatorul nu trebuie să-i cu cunoștințele sale. Chiar dacă are cunoștințe, le folosim ca să strălucească toate pe chipul lui Hristos. Și omul din sală, și musafirul, și omul necredincios, și cel care ascultă pe online, când ascultă predica, să-l vadă pe Isus. Cum spuneau cei oameni din Grecia, veniți, domnilor, domnule, am vrea să-l vedem pe Iisus. Asta este rugăciunea oricărui om care pășește în biserică, frați predicatori, domnilor, vrem să-L vedem pe Iisus. Venind de acasă cu poveri, venim de acasă cu probleme, avem atâtea întrebări, avem atâtea lupte spirituale, nu vrem să vă vedem pe voi, cei care urcați în față. Am vrea să-L vedem pe Isus. Pentru că Isus este răspunsul la întrebările noastre, pentru că Isus Hristos este Domnul nostru, pentru că Isus este în centrul bisericii, El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, mări să-i fie numele în veci. Îmi place un exemplu pe care l-am auzit cu mulți ani în urmă, legat de această idee frumoasă, spunea cineva că, de exemplu, în centrul Clujului, Putem să luăm orașul Cluj pentru că îl cunoaștem cu toții. Primăria a pus niște statui. Una este sigură lui Avram Iancu, de asta mă duc aminte foarte bine. Haideți să o luăm pe asta. Dacă vreți, haideți să mergem în Suceava. Ei l-au pus în centru orașului pe Ștefan cel Mare. Mândria tuturor moldovenilor și a bucovinenilor. Ștefan cel Mare și Sfânt mai nou. Primăria mai nou, după renovările de ultimă oră în spirit european, a pus niște felinare acolo în iarbă. Dacă veți merge în centrul Sucevei, veți vedea că sunt niște halogene puternice care bat toate pe Ștefan cel Mare. În Cluj bat pe Avram că există niște făpturi care au puțină minte. Musculițele. Ele habar n-au cine este Ștefan cel Mare. N-au făcut istorie. Știți unde sunt și musculițele? La becuri pentru ele, toată atenția e la becuri. Să ducă acolo și să împingă în becurile alea până își pârlesc aripile și mor și cad în iarbă. Că n-au minte. Sunt niște făpturi mai puțin dotate de Dumnezeu. Frații mei, din păcate există creștini care așa ca odinioară în Corint sau au lipit de Pavel. Eu sunt al lui Pavel. Eu sunt al lui Apollo. Eu sunt al lui Petru. Eu țin cu slujitorul cu tare. Mie îmi place cum predică cu tare. Ce spunea Pavel? Frații mei și Apollo, și Pavel, și Popescu, și Ionescu, sunt doar niște slujitori ai lui Hristos. Și spunea Pavel, nu vreau să știu nimic altceva între voi, frați din Corin. Nu vrem să știm nimic altceva fraz din dej între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Mărit să fie numele Lui în veci. Pastorul, prorocul, e doar un felinar în iarba istoriei care trebuie să bată pe Hristos. Cântărețul lui despre sine nu are un cult al personalității, nu e nimic. El trebuie să fie un far și trebuie să rămână în iarbă, acolo jos un far care să lumineze chipul prea frumos al lui Hristos. Și în centrul bisericii va rămâne El, nu personalitatea mea sau a ta, nu numele meu sau al tău, în centrul bisericii este un singur nume, este numele lui Isus Hristos, glorie Lui. Asta este identitatea noastră ultimă, niște felinare amărâte, care încercăm să luminăm imaginea Domnului Iisus Hristos în generația noastră. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Asta e întrebarea cine ești. Am zăbovit mai mult. Vine întrebarea a doua. Ce faci? Oamenii întrebă. Bine, Ioane, ești glasul celui ce strigă în pustie, dar tu ce faci? Cu ce te ocupi? Și el spune foarte clar în versetul 26 drept răspuns, Ioane a zis Eu botez cu apă. Adică Ioan și-a identificat foarte bine nișa. Dom'le, eu atâta știu, atâta sunt chemat să fac. Eu botez cu apă. După mine vine altul care botează cu Duhul Sfânt. Eu botez doar cu apă. Pavel spune invers, fraților, eu n-am fost chemat să botez. Adică, Pavel nu încearcă să mai ia niște funcții. Adică, problema, sunt apostol, fraților. Ce dacă și botez? Și putea să boteze. Și el spune, am botezat casa lui Ștefan. Dar spune el că eu nu am fost chemat în Corinteni, în primul capitol, din 1 Epistolă, eu nu am fost chemat să botez. Și el spune foarte clar în 1 Corinteni, acolo, în primul capitol, în în versetul 17, eu am fost chemat să propovăduiesc Evanghelia. Cuvântul este foarte clar, dați-mi voi să-l și citesc. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Și zice Pavel, auzi, de botezat, poate să boteze și Apollo, pot să boteze niște prezbiteri. Pavel nu se înghesuie să facă și botezuri. Spune, eu sunt chemat să predic Dragii mei, este foarte important să știm ce avem de făcut în biserică. Încă de când ne naștem, noi ne naștem cu o vocație, cu o chemare. Întrebarea se pune, ți-ai împlinit chemarea până la vârsta asta? 2 ianuarie 2022. Tu ai trăit după planul lui Dumnezeu? În primul rând, care e chemarea ta? Este una dintre cele mai grele întrebări pentru mulți evangeliști din vremea noastră și am o predică aparte despre felul în care cheamă Dumnezeu, că unii tot stau de 50 de ani și așteaptă să-i cheme Dumnezeu. Frate, n-am chemare! Și cum, după atâția ani de când te-ai pocăit, tu încă nu știi ce chemare ai? Vorbesc cu unii, frate, ce chemare ai? Păi zice, nu știu. Mântuirea și chemarea la slujire nu se pot separa. Pavel a fost chemat la predică din prima zi de pocăință, a spus: "Du-te că cel este un vas pe care l-am ales, să ducă evanghelia la neamuri." Dumnezeu nu ne ține în confuzie 20 de ani ca să aflăm la bătrânețe că am avut chemarea de a fi proroci și să recuperăm la pensie ce n-am făcut la tinerețe. Nu, Dumnezeu de când ne cheamă la mântuire, ne cheamă și la slujire. Care este chemarea ta? De chemarea ta, dragul meu, de planul lui Dumnezeu al în sine, însuși depinde fericirea ta pe pământ și fericirea ta veșnică. Desperimia se spune din pântecele mamei tale te-am pus de o parte ca să fii proroc al neamurilor. Când ne naștem, ne naștem cu vocație. În funcție de planul lui Dumnezeu pentru noi, Dumnezeu pune în noi niște talanți, niște daruri se întâmplă niște evenimente miraculoase pe parcursul vieții, toate duc la o chemare pe care o are Dumnezeu cu tine. Tu știi ce chemare ai? Îmi de copilăria mea, nu cred că pot să explic convertirea mea într-un mod foarte simplu. am spus desior, nu m-am născut din nou într-o zi, nu știu că m-am născut din nou. Viața mea a fost destul de sinuasă la tinerețe, Abia la 20 de ani am hotărât 100% pentru Dumnezeu, dar amintesc că la 12 ani Dumnezeu mă cerceta într-un mod extraordinar. Nu știu cum, că nu eram născut din nou, nu eram încă pocăit, eram un copil, mă rugam câte o jumătate de oră și chiar o oră. Se cobora Dumnezeu peste mine și acum când mă uit în urmă, mă gândeam cum de m-am putut ruga la 12 ani atât de mult. Am înțeles pe parcursul vieții din anumite evenimente, anumite întâmplări, anumite evenimente miraculoase din viața mea, că Dumnezeu a avut pentru mine de atunci o chemare. Când ne naștem, ne naștem cu un proiect. Dumnezeu are un plan pentru fiecare credincios. Nu există credincioși de mâna a doua, oameni care sunt așa, umplutură, mă, ăsta nu are nicio chemare, hai să-l băgăm aici la... Nu, Dumnezeu are chemări specifice și daruri speciale pentru fiecare credincios. Analizează-ți talanții, analizează-ți dotările naturale, la ce ești abilitat de Dumnezeu, analizează-ți trecutul, Dumnezeu ți-a vorbit, Dumnezeu cu siguranță are un plan pentru tine. Și vreau să repet ce am spus mai devreme, cred din toată inima că fericirea noastră pe pământ atârnă de modul în care ne împlinim chemarea. Dragii mei, sunt mulți oameni chemați de Dumnezeu la slujbe, care renunță la chemare, pentru inginerie, pentru business, pentru altceva. Dacă nu te-a chemat Dumnezeu la inginerie sau la business, vei fi un om ratat în business. Pentru că Dumnezeu are altceva pentru tine. Înțelegeți ideea? Dumnezeu are un plan și noi nu putem funcționa la capacitate maximă decât dacă lucrăm după plan. Sunt atât atâția oameni nefericiți, triști, dezamăgiți pentru că au respins chemarea și au ales altceva după bunul lor plac. Ce este și mai dureros este că unii pierd nu doar fericirea, ci și veșnicia. Nu vreau să sperii pe nimeni, dar știm povestea celui cu un talent. Noi predicăm și am spus-o deseori că omul pierde răsplata dacă nu slujește. Acolo spune clar, luați talentul, iar pe el aruncați-l afară. Afară este plânsul și scrâșnirea dințelor. Eu cred cu tărie, pe baza Sfintelor Scripturi, că cine nu-și împlinește chemarea, nu pierde răsplata, ci pierde mântuirea. Întreabă-te serios la început de an, care este chemarea ta? Merg mai departe și... Revin la o idee pe care am pomenit-o mai devreme. Vedem că acești oameni suspuși în ierarhie, ierarhia religioasă a vremii de atunci, încearcă să-l oprească, nu mai boteza. De ce botezi? Dacă n-ai legitimație de Ilie, nici de Mesia, nici de... De ce botezi? Oprește-te! Dar spune cuvântul așa, el a răspuns. Eu botez cu apă. Nu s-a oprit. Și este și mai interesant, știți în ce zi au vrut să-l oprească? O, ce strategie are diavolul! Cu o zi înainte de cea mai de succes zi din cariera lui. Că Biblia spune acolo, a doua zi Ioan a văzut pe Isus. Când a venit comisia? Cu o zi înainte, pentru că diavolul a încercat să-l oprească pe acest om, cu o zi înainte, să ajungă în punctul culminant al carierei lui. Pentru că cel rău nu dorește ca tu să ajungi la maturitatea slujirii tale. Te blochezi într-o critică, te blochezi într-o nu știu ce, nu mai gata, am dat demisia, am plecat, și s-ar putea că erai foarte aproape de un moment în care Dumnezeu să te folosească. Mă uit la Ioan și observ, oameni buni, omul ăsta era în pragul succesului lui. El pentru asta a venit să zică într-o zi, iată mielul lui Dumnezeu. Și comisia asta trimisă de diavol, zic eu. A încercat să-l oprească din slujirea lui exact când urma momentul cheie al slujirii lui. Dragii mei, Respindem o idee în această seară legată de slujire. Slujirea ta, spuneam în primul rând, reprezintă scopul suprem al existenței. Te naști pentru asta. În al doilea rând, slujirea ta împlinește-o și când ai succes și când n-ai. Vedeți, oamenii ăștia vor să-l oprească, e un moment de cumpănă, mai târziu îl găsim chiar criticat, nu vezi că nu mai botezi ca înainte? Și totuși Ioan nu se oprește din a boteza. Și spune clar, eu am venit să botez cu apă. Tocmai de aceasta am venit. Dragii mei, succesul n-ar trebui să ne afecteze motivația. Vorbeam despre critici, am despre succes. Slujirea noastră nu trebuie să aibă legătură cu succesul. Hristos va răsplăti credincioșia, nu succesul. M am uitat la omul lui Dumnezeu Moise, eu sunt uimit. 40 de ani de credincioșie. O plecat cu vreo 600 de mii de oameni spre Canaan. Cât s-au ajuns? Doi. Doar doi. Din punct de vedere statistic, matematic, Moise n-a avut succes. Doi din 600 de mii? Dacă știi ști că doar doi pentecostali din biserica noastră ajung în rai, Astăzi, cred că mi-ar da demisia. Mă contrazic acum. Doar doi? Exagerez, desigur. Moi s-a rămas credincios, cum spune nevrei, capitolul 2, în toată casa lui Dumnezeu ca slugă. Doamne, dacă numai doi ajung în rai. Eu pentru ăștia doi am pus 40 de ani din viața mea la dispoziția ta, Doamne. Și când Moise moare, Dumnezeu face o afirmație. În Israel nu s-a mai ridicat niciun proroc ca Moise. De ce? Nu pentru că mulți l-au crezut. Moise s-ar fi putut opri de mii de ori, a fost criticat de mulțimi, a fost criticat de familii însemnate, de core, Adana, Biram, de Abiram, de preos, de leviți, dar Moise nu s-a oprit și 40 de ani l-a slujit pe Dumnezeu și culmea nici el nu intră în Canaan, dar a rămas credincios chemării lui. Și a slujit până când Dumnezeu l-a îngropat sus pe munte. Dragul meu, împlinește-ți chemarea și când ai succes, și când nu ai succes. Eu am predicat trei ani de zile în Ucraina, s-a păcuit o singură femeie și aia s-a lăsat. Regret, nu regret. După plecarea noastră de acolo s-au și alții cărora le-am predicat și erau ucenici de noi încă nedeciși. Dar cât am stat în Ucraina, eu n-am văzut nici un rod. Au fost trei ani din tinerețea mea. Dar sunt 100% că Dumnezeu îmi va răsplăti ca și cum s-au pocăit o mie. Pentru că cred că nu este casă în care să nu fi intrat odată cu Evanghelia zeci de case evangelizate în fiecare zi. Rezultatele sunt problema lui Dumnezeu. Tu împlinește-ți chemarea chiar dacă nu ești într-un moment de succes. Nu ne orientăm după succes, dragii mei, ci știm că suntem chemați să facem ceva și rămânem credincioși până la moarte. Dumnezeu nu premiază succesul, ci premiază ascultarea. Închei, dragii mei, Spunându-vă că mai mult decât atât, nu doar că Ioan n-a avut succes întotdeauna și că simt către finalul vieții un apus al lucrării sale, oarecum concurența era mai de succes decât el, există un moment în care Ioan nici măcar nu înțelege. Zice el în textul pe care l-am citit noi astăzi aici, eu nu-l cunoșteam. Dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Nu asta credeți că Ioan cunoștea tot de mic copil de când o saltat în de deci ce era un fel de geniu? Ioan n-a înțeles nimic până când n-a văzut porumbelul. Ioan nu a fost sigur că Isus este Mesia până când n-a văzut semnul, porumbelul. Și a predicat ani de zile în așteptarea unui semn a slujit și când n-a înțeles. Nu numai că n-a avut succes. În al treilea rând, dragii mei, ultimul legat despre chemare, urmează chemarea și când nu înțelegi. Credeți că mari oameni ai Lui Dumnezeu n-au confuzii, n-au momente de depresie, de descurajare, când nu mai știu ce să facă? Ba da, toți au avut. Ba mai mult ajunge Ioan în temi și spune, Doamne, Tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Cel mai mare proroc născut din femeie, după ce a predicat o viață, ajunge într-un moment să se îndoiască de chemarea lui. Să Doamne, chiar Tu ai fost? Eu am predicat, dar chiar așa este? Și Iisus îi trimite o încurajare, spuneți lui Ioan ce vedeți, da, eu sunt Mesia, orbi văd, șchiopii umblă, săracilor să predică Evanghelia, Ioane, n-ai predicat degeaba! Chiar dacă nu înțelegi întotdeauna, urmează-ți chemarea. Nu trebuie să înțelegi tot. Trebuie să asculți. Încheie această predică, puteți să la cina Domnului și întrebi din nou, tu cine ești? Și te mai întreb încă o dată, al doilea lucru. Tu ce faci pentru Dumnezeu? Astăzi Duhul Sfânt îți dă nota. Nădăjduiesc că vom trece examenul. Dacă nu, să ne grăbim, să intrăm în voia lui Dumnezeu. Amin.